Dar trebuie să-ți faci tu și eu să-mi fac cu dânsul. Du-te-mă și nu mă face de mine. Și asta ți-o iei. Tantile, nu-ți vedeți că mă bat. Am un august. Am un 25 de grade. Ia pe cine bere așa? Vă salut, oameni frumoși, astăzi suntem la Chinten cu cel mai tare om din România, Tantile Nuța, la care am promis de sute, ca să nu zic de milioane de ori, că o scot un pic la o plimbare, într-un concediu, într-o vacanță, așa că astăzi mergem frumos, într-o vacanță scurtă, la Alba Iulia, Tantile Nuța. Dar de ce? Păi să vedem cum e pe acolo, să vedem frumos. A spus că vreți într-un loc fain, așa că eu mi-asum că la Alba Iulia o să fie frumos, plus că un oraș istoric, cu-i trecut. Aveai drept că așa e și abia mă vrei să mă duc să le văd pe acolo? Să vedem cetatea? Cetatea neapărat, trebuie să concepărăm ceva cadou dacă te mere încă. Dacă mergi undeva, e frumos să cumperi ceva pentru cei dragi, să te lauzi că ai fost acolo, știi? Nu? E, avem pentru cine. Trebuie, avem listă. Avem. Așa că ne bucurăm în mașină, conducem încet, ca să îi placă tantele Nuța și ne bucurăm după aia de oraș, nu? Da, Doamne ajută-ne. Și mâncăm ceva bun. Am ajuns la Alba Iulia, suntem chiar în cetate și întâmplător am ajuns la un festival, dacă n-am ajuns la Antol, că acolo era prea mare gălăgie, am ajuns aici, e festivalul Roman Apulum. Și apoi și aici e gălăgie. E gălăgie, dar nu e așa, e mai pe liniște. Da. Și da. Acum o să fie bătălie între daci și romani, Tantile Nuța. N-o dăm pace, dar pe e romanii, mă, romanii, mă. Romanii au câștigat, dar acum nu știu, cine credeți că câștigă? Tăiei, mă. Tantile Nuța, să știți că cetatea asta e foarte tare, am mai venit toată în 2015 și am văzut tot. Din 1700 a fost făcută. Deci când a făcut să nu vină lumea. De-aia a făcut cetatea. Da. Și acum să strânge lumea să vadă cetatea. Și am atrage lumea, știți? Exact, că e frumos. Tantile Nuța, e mare fană biserici, catedrale, mănăstiri. O să vă zic că biserica asta din spate are 1000 de ani. Cum o găsit aia meșteri să facă biserica asta? Și câtă piatră o cărat acolo. Amo, dacă îl pui la robă, zice că e greu. Tot respectul. Mult succes la bătălie. Doamne ajută. Preoții. Îmi cer scuze. Doamne ajută. Și cum vi se pare așa la prima vedere? No, bine. Nu știu la ce să te uiți. Noi uitați, Tantile Nuța, aici era cum erau îmbrăcați mai de mult. Ăsta era ceva cavaler, ăsta îmbrăcat bine. Da. Care o veni și asta e Corna Chirița? O veni să o curteze. Asta e ceva, doamnă, tare, finuță, șmecheră, da, familie da. Nobilă. Ce ziceți, l-o refuzat sau i-o plăcut? După cum își tomnește rochea, i-o plăcut. Să vă fac o poză de Tantile Nuța. Păi da, fă-mi. Foarte fain. Dar trebuie să-ți faci tu și eu să-mi fac cu dânsul. Așa e, am greșit. Tot respectul, să știți că noi credem că voi o să câștigați, așa am pus la pariuri. Și eu și-am zis. Deci, mult succes. Și fiind mai vesel, că ne batem, nu ne omorâm, ce naiba? Deci dacă erați dumneavoastră, Tantile Nuța, când s-au bătut ăștia, nu se mai bătea nimeni, că ei ați fi liniștit pe amândoi, ziceți, bă, voi sunteți neamuri, mă, voi vă bateți între voi, numai nu-ți dintr-o mamă, mă. Numai nu vi-ți certa, mă, lață-vă frumos. Dar să scoată ochii unul la celălalt, să ai treabă? Copii pe drumuri, fără tați. Știu care e diferența între daci și romani? Dacii au barbă. Da. Romanii se barbereau, erau așa da, mai pe de-astea. Da, bine, mai ticlăziți-o țără. Mai ticlăziți, nu știu cum e mai bine, că e o încredere, dar la bătaie aș crede unul cu barbă. Că-l văd la cu barbă, ai mai... Nu, mă, că ăștia cu barbă îi poți prinde ca pe capră, păi dă-le face. Da, da, aia bărbărița, aia nu-s bun de bătaie, aia-s bun de business, de birou, la birou. Hai, lasă! Îmi bași pe romanii de barberiți la luptă, îi pui la birou să-ți facă apeducte și din alea. Am ajuns la bucate, să zic așa, la mâncarea anilor 100, nu? Cam așa, da. Deci cam asta mâncau Tantile Nuța, dacii și romanii înainte de război. Cam chestiile astea, da? Ca să aibă energie. Mai înainte de război și în timpul războiului. Deci, acum, chiar în timpul războiului scăuteau slănina? Gen, no. Bă, stai un pic! Chită golă! Da? Și foame și apă. Și gen, dacă eu eram sărac în perioada aia, apucam la slănină sau gen? Apucau, sigur. Care era mâncarea de sărac? De exemplu, cum e la noi acum, bă, ești sărac, mănânci cartofi, da? Eu, când am fost sărac, am mâncat cartofi. Atunci ce era mâncare? Gen, bă, ești sărac, mănâncă ce? Mănânc varză. Varză. Morcoș. Mâncăm morcovi. Uh-huh. Da. Mâncăm ceapă, mâncăm foarte mult usturoi. Ok. Usturoi era ca tot de pentru război, știi? Bă! Acum, bă, nu mă face că... Și ziua de astăzi cam te înversești, da? Și dumneavoastră ce faceți aici? Aici facem niște lipii. Lipie? Lipie. Aia nu-s cu turci, cu otomanii. A, păi tot lipii se numeau și la romani. Am înțeles. Și asta e pâine tot? Asta e ptită, mă! Și așa un pic rumenită se mânca atunci? O prăjim, o dăm cu usturoi. Așa, o dăm cu un pic de usturoi și ca să fie și mai bună, punem peste ea o țară de untură. Eu mă mai văd cu ceva țara asta, așa că o să fiu discret. Nimă. Stai să.
Pancakes. Stai, o țără, că e caldă. Pasta, niște Nutella de aia din anii 100, cu niște banane, fai, sirop de la așa. Ce îți trebuie Nutella, mu? Ai ajuns în mintea copilului. Da. Vezi cu un pic de ceapă, usturoi și așa? Dar ce liniște. Ceapa aici. Dacă mățucă, oare cine să put? Nu știu. No, dar eu sunt tânără, mă. Tu poți mânca orice. Eu sunt bătrân. Am venit într-o crâjmă mobilă din anii cam 100, nu? Cam 100, și da. Cam când se certa Dacu sau Romanu cu nevasta, cam aici venea, nu? Bineînțeles. Deci era bere și în anul 100, nu? Era berea, nu era rețeta de astăzi, un alt tip de fermentație. Și deci era mai bună, mai altfel, mai cum era aia? Mai tare? Era mai altfel. Romanii aveau niște gusturi foarte ciudate. Erau toate erau niște esențe foarte tari, foarte preeminente. Vinul, de exemplu, că și vin beam la crâșmă atunci, era cu adaos de oțet, cu adaos de miere, cu piper. Și adaos la preț, cam cât era? Își permiteau. A venit o bere, vreau să zic că nu beau în timpul serviciului, dar e cumva o datorie de serviciu. Mergem pe toate. Îi ceva aici, îi. Dar vreau să gustați. E pe cumva musa. Bere cu soc, parcă ceva. Dar a doua gură poate e mai bună. Haideți să vă zic. Un pahar și după aia al doilea pahar. Exact. Asta e un fel de farmacie antică, nu? E un fel de farmacie. Avem anason, care nu-i place cum îi miroase gura aia. Da, da, că am băgat niște. Cât costă să nu... Nu costă, mă. Bun, bun. Aici avem ștevie. Ok, asta la celălalt. Buruiană, știi? Da. Mă, când i-a apucat cu fureala. Adică că era nebuneau? Legionare, nu, avea mă... o traiță. Mă, diaree. Ah, ok. Păi zi... Hai, noastră. Lasă, nu le zice chiar așa, că-s mulți copii pe aici, cuptore. Și ăstea cum erau, administrare oral sau le zdrobeai prima dată? Mânca, mă. Deci ăstea le mănânc direct, da? Nu, sigur, n-ai nimic. Avem leacuri băbești, dar de la un moș. Acum. Mulțumesc, deci, dragi. Acum azi leacuri moșești. Zic ultima și-o poți pămere de la noi. Pliniu cel bătrân zice că dacă faci infuzie de cicoare în ulei de măsline și te dai cu ea pe mână, vei obține simpatia tuturor. Ne? Doamna, cum o vreau și o să-ți meargă foarte bine. Mai să dau. Dar să mai dați la altul, numai mie. Că nu, dacă la tăzi le meargă bine, n-ai nicio schemă. Nu, mi-o miruie ca popa. Deci am găsit ăștia ce? Sunt fel de Adidas, tenis, șlapi? Nike-ul la români. Am înțeles. Da. Sunt numite calige, sunt lucrate manual. Ele în partea din talpă au ca un fel de crampoane, da, pentru a ajuta la... Și erau de aia care nu se știau îmbrăcați la o șosetă peste. Și da, se poate purta o șosetă de lână. Am înțeles, da. Sau fără. Și mă gândesc că nu-i ca și... Că noi, eu acasă am vreo 4 perechi de papuci. Eu am înțeles că-s bine că s-a alții... Când aveau o pereche, eu am toată viața. Deci o pereche pe toată viața, nu? De care să-mi iau din astea două modele? A ce trebuia, mu? Păi să am, că n-am văzut că mă țin eu viață. Îmi iau o pereche cu 5 milioane, mi se strică în 200 mâini. Du-te-mă, du-te-mă și nu mă face de... Și asta ți-o iei. Suntem aici cu domnul primar, tantilenuța, faceți cunoștință cu domnul primar din Alba Iulia. Acum am fac și eu. Bine v-am găsit. Bine ați venit la Alba Iulia. Știți cum e, când intri într-un loc, trebuie să vezi cine e șeful și să vorbești frumos și să saluți. Vă felicităm pentru ce ați făcut aici. Mulțumesc. Deși am zis că prin 1700 a început cu treaba și ați făcut-o, dar... Acum 308 ani, da. 308 ani și... Au început austriecii să construiască. E cea mai mare cetate din România și e cea mai bine conservată. Tot ce vedeți aici sunt lucruri pe care s-au refăcut în urmă cu 13, 14, 15 ani pe fonduri europene. Deci avem această cetate făcută de austrieci, dar astăzi, categoric, Alba Iulia rămâne simbolul unității naționale. Noi ne bucurăm de orice român, de orice musafir care vine astăzi la Alba Iulia. Păi nepotul ăsta nu mi-o stat de pe cap să mă scoată și pe mine. Foarte bine. Și vreau să-l invităm, pentru că am venit acum câțiva ani și erau foarte multe mirese pe aici, în cetate. Da. Vreau să-l invităm pe domnul primar la filmul nostru, la nuntă pe bani. O să ajungem în Alba Iulia cu tantilenuța la cinema. Foarte bine, foarte bine. Și dacă ați fost... Dar să-mi spune să-mi pregătesc cinstea, că nu? Sigur că da. Deci dacă ați fost dată la o nuntă și ați spus bani, sigur o să vă placă filmul, că e despre ăla care pune bani. Alba Iulia e un oraș drag și știm că mulți oameni urmăresc de aici, așa că avem o responsabilitate să venim. Tare multă lume vine și mă vizitează să vadă pe bunica în persoană. Da. Dar zic, fiți atenți că mă duc la Alba cu filmul, de nu sunteți în sală... Tocmai ești dezbrăcat? Ești îmbrăcat. Ești îmbrăcat, am înțeles. Îmbrăcat de vară. Tantilenț, haideți să facem un outfit check aici. Tu l-ai, mama mea. Ziceți, cum vi se pare? De trag de asta, ni? Trageți de lipideul ăla. Vă și întorce, stăți cu fața încolo. Tu l-ai, mă, omule, dar zolui Dumnezeu, ai minte. Eu straduc, o zis, cum de te-ai îmbrăcat așa? Nu. No. Cum stă mai bine așa sau așa? Doamne, nu lăsa. Pune-l jos. Asta este echipamentul dacilor. În primul și în primul rând așa erau îmbrăcați, conform colonului lui Traian. Am înțeles. Deci aici se expuse hainele lor de... Da, de război. Unul ăsta e coif sarmat. De ce? Pentru că are păr de cal și nu are aici la spate nicio protecție.
și are și o brăzare de piele. Și ăsta are vreun rol sau mai de design? Are rol, în primul rând, de intimidare și, în al doilea rând, pentru a răci coiful. Adică... V-am zis că știa cu coada mai intimidat, de-aia a făcut, bun. Și dacă, deci, cu cât era coada mai mare, cu atât era într-un rang mai tare? Ceva de genul, exact. Păi ăsta e greu, mă, și trebuie să-l duci în spache. Da. Tantile, nu-ți vedeți că mă bat. E pierza pe aici, te las. Bă, stai un pic, stați. Ce făceau ăsta? Era numai pe un pat. Bun. De ce avea curbura asta? Uite, da. Aaa, înțeles. Ce tare. Deci dădea după colț. Da, exact. Sau făcea așa, l-a scutul sau de jos. Deci, practic, asta este sabii de nobili. Adică dacă eu eram un țăran simplu... Nu aveai. Nu. Numai dacă ajungeai acolo să dai ordine. Da, deci țăranii simpli se băteau cu topoare, nu? Cu topoare și cu săbii de-astea curbate. Am înțeles. Tu ești gladiator, nu? Da, gladiator sunt. Am înțeles. Fără voia mea, dar gladiator sunt și bun de meserie. Am înțeles. Ne poți face demonstrație? Dacă vrei să nu mai pleci, o-ți fac. Nu, ceva gen numai cât să mă supăr, dar nu să mai pot pleca. Hai aproape, ca să vezi bine. Uită-te în depărtare. Dacă ar fi să facem o poză, deja nu mai aveai. Deci asta parcă e făcut special pentru noi, e un microbus turistic, ne urcăm în el și ne plimbă pe aici prin cetate, prin șanțuri și o să vedem tot. Ca da. Un tur. Dar pe nu suntem noi oameni. Parcă așa un pic de papa mobil, știți cum se plimbă papa? Așa parcă ne simțim și noi aici în asta. No, bine, și mireasele. Teoretic cetatea asta zice că e făcută de austrieci, că eu făcut-o. Ei o menegeriat-o, dar tot românii au făcut-o. Bine mă, pe și românii au pus cot la cot. Nu, numai noi am pus. Păi bine. Că ei au fost șef și ne-au zis ce să facem și noi am făcut. Dar nu cred că a fost un austriac să pună mâna pe cărămide. Numai gen, ce ai pus aici? Atâta. Adică ei sunt cu managementul, noi suntem cu munca. Dar nu crezi că i-au dus din Austria? Bă, avem un proiect în România, trebuie 20.000 de muncitori. Da, dă-le pace. De aici, de oamenii din jurul cetății, probabil și-au lucrat. Mă, dai-o zmândră, cât de deștept să fără românii atunci. Uite-te tu cum îți făcute. Da. La milimetru. Orașul Alba Iulia a fost foarte important în mai multe perioade ale istoriei. Dacă la început, în anii 100, aici era orașul Apulum, în Dacia Romană, un cunoscut oraș în perioada antică, după aia, în 1600, Mihai Viteazul a intrat și a înfăptuit unirea celor trei principate, care s-a repetat în 1918, pentru că aici a fost făcută Marea Unire, plus, în 2023, aici a venit bunica. Deci, an la rând, orașul Alba Iulia a fost foarte important și puternic pus pe hartă. Avem în față o clădire care este Palatul Principilor Transilvaniei. Deci, o conducea Mihai Viteazul, întreaga țară, practic a fost primul turist și cred că a fost un influencer, că pentru că de atunci vin foarte mulți turiști în Alba Iulia, deci și-a făcut treaba cum trebuie. Da. Hai să vedem înăuntru cum e. Merem. Pentru că noțiunile mele istorice s-au cam terminat, am adus aici alături de mine un ghid. Eu sunt Mircea, salut. Gabriel, îmi pare bine. Știu că tu te ocupi de clădirea asta, așa că vreau să-mi spui de ce e așa importantă clădirea. E foarte importantă pentru că aici a fost sediul Principilor Transilvaniei, reședința Principilor Transilvaniei. Bineînțeles, eu au avut și alte locuri în țară. Și în primul rând înțeleg de ce au ales clădirea asta, pentru că e răcoare, deci nu aveau probleme vara. Și acum ce e aici? O să fie muzeu care va fi deschis publicului. Tocmai asta a fost scopul proiectului european prin care s-a reabilitat această clădire. Proiectul a avut o valoare de aproximativ 5 milioane de euro și a început în anul 2017. Chiar în mijlocul cetății suntem și aici s-au găsit niște vestigii romane, dar o să luați pe Irina să ne zică mai multe. În primul rând, te salutăm. Îmi pare bine să vă cunosc. Practic, acesta este partea sistemului de încălzire prin pardoseală, denumit hipocaust. Deci avea încălzire în pardoseală în anul cât? După anul 106 s-a oprit aici, dar încălzirea are o datare mai veche de atât, pentru că s-a găsit și în alte părți, cu o podea suspendată pe piloni, pe dedesubt circulând aer cald și fum, de la o vatră ce se afla în partea de exterior a zidului. Vă dați seama, deci atunci, în anul 100, nici eu, nici tantea n-avem acasă încălzire în pardoseală și ăștia aveau. Principalul scop pentru care romanii au venit și s-au așezat exact pe zona, în zona aceasta, este pentru că se aflau între Roșia Montană și Turda. Vizau exploatarea aurului din acea zonă, cât și a sării din partea de Turda. În camera tezaurului se păstra argint și probabil sare, sarea fiind foarte importantă în perioada respectivă, putea fi folosită ca și monedă de schimb. Soldații puteau să aleagă într-una dintre luni să fie plătiți în sare, în locul soldei. Denumirea de salariu vine de la sare, pentru că se numea salt și, repet, puteau să se facă plăți în sare în perioada respectivă. Tu l-ai, Doamne feri! No, ăsta era echipamentul de război. No, ar trebui să te duci atunci. No, 30 de kg, păi eu am 40 de kg, cu 30 m-am dublat de la greutate, vă dați seama? Da, bă, lasă că nu te suflă vântul! Păi vă dați seama să mergeți așa îmbrăcat la război, sau gen, hai merem, nu merem direct îmbrăcați, hai că merem normal,
Și ne îmbrăcăm acolo ca oamenii, știi? Le pui frumos în căruță, te duci cu căruța până la spațiul de război. La război acolo zici, no bun, începem la un sfert, acolo vestiarele. Merg, ne îmbrăcăm și pe așa, nu că ne pornim așa. Păi ne pornim așa, amui august. Am 25 de grade, apoi ce ne bere așa? Hashtag no war, just love. Vreau să vă arăt cum arată 2000 de ani de evoluție, chiar dacă ea pe vremea romanilor aveau încălzire în pardoseală, nu erau normal că trebuia să merg la război cu 40 de kilograme. În schimb, acum așa e uniforma adevărată, să fii flexibil, un tricouaj și niște pantaloni. Și vă spun sincer, nici nu are efect chestia asta, că am mers și am întrebat pe oameni și zic că nu par furios. Dumneavoastră? Da. Dacă m-aș duce cu tricou cu poliția locală, toți ar fugi de mine, vă spun eu. Zice, bă, nu, de aia zic. E mult mai așa, finuț, da. Slim, cum trebuie. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc și eu. Sunt pentru prima oară în autobuz cu tanti Lenuța, în albă, eu le-am nimerit. Astea sunt autobuze electrice, nu o să simțiți miros de motorină, luate de primărie prin fonduri europene. Și acum avem noroc sâmbătă asta că fix când ne-am urcat nu a fost nimeni și parcă văd că poate se umple. No, și normal, pe ce de o stație nu mai ne-am pornit. Practic, noastră lucrați la Cluj, nu? Păi da. Și pe la cât aveați autobuzul din Chinteni? Dimineața la 4:30. La 4:30 dimineața? Da, la 4:30 dimineața. Sau cum place mie, 4:30 noaptea? Ieșeai la 2:30 și apoi vineai cu autobusul de 3:30. Așa ne înghesuiam de ne rupem bumbi de pahane. Da. Era mulți navetiși și apoi se împinge. Uite de tu, aici aer curat, mă, miroase fain. Da, da. Dar păi atunci te umplea un colb că avea un foi între autobuse. Și apoi putoare de motorină. Pă când vine acasă trebuia să speli hanele. Câte unul nu se spăla, păi dacă stai lângă el, ziceai că să tot te duci. Și apoi și mâncau pe acolo, în autobus. No, bine, alții... Îți scotea ce apa, era gata. Apoi șoferii o strâga la noi. Nu că am un șoferii dragă la cravată. Atunci așa era de piscoș pe mână de motorină, de... No, nu stai în locuțură să văd, să cumpăr oare ce. Deci nu se poate tură cu tante Lenuța fără să intre la cumpărături, nu? Shopping-ul e viața dumneavoastră. Asta bolă o am, am ucat să mă ierți. No, ce vrei să luați? Da, pe mă gândesc, ia să iau asta, Nicu, binecuvântare. Cui? No, la Angela, cui? No, scuze, am întrebat. Și câte cadouri aveți de luat? Da, păi vă două, trei. Ii, mă, termometru, mă, să-l pui acolo, să vezi cât e căldura. Ii, tu. Și ăsta la cine îl luăm? Da, păi ce mi-e strâcă? Astăzi le dăm gratis. Astăzi e ziua gratisului. Da, astăzi e ziua gratisului. Mâine nu vă mai dau gratis. Trebuie să-i mulțumim. Vă mulțumim foarte mult. Din suflet, drag. Din suflet. Să aveți vânzare bună. Mulțumesc, Doamne ajută. Bună. Bună, Mircea. Bună. Am tot așteptat. Mi-e scuzați, da? Plăcinte, de ce n-ați adus? Plăcinte? Da, n-aș știut că ne acum vedeți. Acum am venit la filmare și eu. Da. Dar dacă ne mai... Când mai veniți pe aici? Nu știu, că noi suntem de la Reș. Și eu de la Reș, adică acolo m-am născut. Da? Ne vedem în două luni și vine bunica cu plăcintele și ne-a venit și dumneavoastră în acest cea din Reșița. Că în Alba Iulia e unirea, ne se întâlnește Chinteniu cu Reșița și eu zic că e cel mai bine. Cel mai fain. E ok? Și tu ești tot din Reșița? Tot, e piciorul meu. Și îți place aici? Place, cum să nu. Cu istorie, și eu nu prea cu istoria, dar astăzi chiar m-am pus la punct, am învățat cu unirea, cu asta, vezi că e tare, să te interesezi, bine? Bun. Încercăm. Distracție faină să aveți. Vă salut. Doamne ajută. Am cheltuit niște. Sunteți de aici? De unde sunteți? Din Giurgiu. Din Giurgiu? Da. Doamne ajută. Știți că vă urmărim pe TikTok. Vă mulțumim. Incredibil. Da. Vă mulțumim. Și ați venit pentru cetate? Da. Bine, suntem într-un... Suntem în concediu, facem tur. Vedeți că și în afara cetății e fain, că eu n-am prea fost, eu veneam Alba Iulia la cetate, dar ieșiți să vedeți că... Ieșim, că rămânem în seara asta aici. Excelent, excelent. Facem un schimb de numere de telefon, ieșim împreună toți. Da? Nu facem cinste, jumătate, jumătate. Da, trebuie să facem. Vă mulțumim mult, vă mulțumim. Doamne ajută! Sănătate, mai bine. Bună, mă scuzați că am cutezat să vin la voi. Tu în ce ești îmbrăcat acum? Sunt echipată ca o domină. O domină? Da. Are vreo legătură cu faptul că domini sau n-are? Da, într-un fel domina celelalte femei existente. Ah, ok. Era în general soția unui ofițer. Deci ofițerul roman avea voie la soție, da. Care era șefa celorlalte femei, da. Și ceilalți care erau suboficeri nu prea aveau voie să căsătorească, nu? Nu, pentru că nu prea se mai întorceau. Ah, tare. Nu prea avea sens să se căsătorească. Adică nici măcar n-avea emoții, mă duc la război. Poate te întorci. Nu, n-ai nicio șansă, nu mă întorc deloc. Știi. Îmi cer scuze? Suntem dansatoare. Dansatoare romane, nu? Da. Erați un fel de, să zicem, majorete, dar pe vremea aia, nu? Ceva de și cumva le ridicați moralul bărbaților care mergeau la război? Da. Știi ceva o mișcare, să-mi arăți și mie? Puțin.
putem să facem. Și ce facem? Să fac și eu. Facem saluturi. Cum e salut? Așa. Această poziție. Ok. Degetele. Și jos. Bun, hai să, cred că am prins-o. Hai să facem deodată toți. Dai tu tonul. Atât ați putut. Am găsit două fete care acum chiar plăceau. Vreau să vă întreb cum vi s-a părut aici. Suntem Alba Iulience, dar nu am ieșit decât să ne facem pașii. Sincer, nu știu. Deci să... un loc în care vă faceți pașii. Da. Dar în aceeași timp sunteți și admirate de oameni din toate colțurile țării și din străinătate. M-au auzit multe limbi străine vorbindu-se, deci... Da. Da, cred că da. Deci cea mai bună expunere este aici la Cetatea Carolina. Deci pentru toată lumea care vrea să-și facă pașii și să fie admirată cu o ținută fashion, așa, în ton cu chestiile astea romane și medievale, la fix astea. A fost o zi foarte plină, am făcut de toate și vreau să întreb pe tantele, ce a plăcut cel mai mult? Toate mi-au plăcut pe unde m-ai dus. Da? Și vreau să vă spun că noi o să mai venim aici în Alba Iulia. Ultima dată am fost în 2015, am lăsat să treacă 8 ani. Acum nu mai lăsăm. Orașul se schimbă foarte repede de la o zi la alta, pentru că sunt multe proiecte în desfășoare. Și dacă aveți un weekend liber și nu știți unde să mergeți, vă recomandăm Alba Iulia, veniți aici frumos la cetate, să vă faceți cumva să știți informațiile istorice, o să le aflați. Cultură, mâncare, distracție și multă, multă lume. Da, foarte multă. Vă așteptăm și vă pupăm.